cei care sunteți prezenți astăzi la cină. Mă bucur că avem prilejul ca la un eveniment deosebit în viața societății Navrom Delta să fim împreună, pentru că se împlinesc 20 de ani astăzi de când a fost emis certificatul de matriculare pentru Navrom Delta. Este, ca să spun așa, pulsul care realizează circuitul sângelui în Delta și invers, în Delta spre Turcia. Este o societate care asigură transportul public de călători și marfă în Delta Dunării. Este o societate care derivă din Societatea Națională de Transport Naval, care încă în 1902 avea program de navigație între Brăila, Galați, Tulcea, Sulina, Sfântul Gheorghe și Chilia. Evenimentul care îl sărbătorim astăzi a fost determinat de o situație mai critică în anul 1999, când, datorită evenimentelor din Iugoslavia, navigația pe Dunăre a fost întreruptă, punând în pericol și chiar punând în un pericol destul de mare asigurarea financiară a transportului public de călători, care era subvenționat mascat de către transportul de mare. Timp de câteva luni de zile, cam o lună și jumătate, dacă nu două, a apărut la Tulcea o situație aproape catastrofală. Nu mai naviga nicio navă în Delta, nu se mai putea transporta nici pasageri, nici marfă. Se cârpea, ba cu un remorcher de la FDJ, ba cu o navă care făcea 7-8 ori până la Sulina, de la fost hidrobuze care realizau transportul turiștilor în Delta Dunării înainte de 89, ceea ce crease o atmosferă foarte, foarte încărcată în rândul populației băștinașii, dar și a celorlalți care aveau, eu știu, treabă să ajungă la Sulina sau în altă localitate în Delta Dunării. După multe și destul de grele, întâlniri între conducerea Navromului Galați și oficialitățile locale de la Tulcea, s-a ajuns la o anumită formă de administrare a navelor care erau aici pentru transportul public călător, în sensul că a acceptat acționarul majoritar de la Galați să se înființeze aici la Tulcea o societate comercială pe acțiuni. S-a pus problema cine să fie acționar. Acționarul majoritar era, bineînțeles, Galați, cu 98,9%, iar s-au găsit soluții ca să apară și acționar persoane fizice. Misiunea mi s-a dat mie atunci, cunoscându-mă cu cei din Galați, să pot să își ghebez acest, eu știu, acționariat. Prima condiție care am pus-o, să intre și Consiliul Județean. De ce? Pentru că, într-adevăr, devine o sarcină foarte, foarte importantă Consiliul Județean pentru problemele sociale ale județului, în primul rând, în care intră, bineînțeles, și partea de transport public de călători și mare. Foarte greu. Președinte era cineva atunci, nu știu dacă îl cunoașteți pe domnul Fiscu. Da? Vreau să vă spun că atunci avea un păr mai frumos, mai aranjat, eu l-aveam mai negru, nu? Da. Sunt 20 de ani. Iar am găsit deschidere la accepta să devină acționar. Numai că trebuia să treacă printr-o, niște furci.
Consiliul Județean trebuia să se aprobe. Aici a apărut puiul pe pelea. În prima ședință nu, în a doua ședință nu, și stând așa împreună și discutând ce facem, ce facem, zic, mă, trebuie să găsesc un trădător între ei ca să atragă și pe alții. Cred că n-a fost foarte greu. Și am găsit pe cineva care i-a lămurit pe ceilalți, bine, au pus niște condiții, am angajat nevastă, am angajat nu ce, dar oricum am constituit acționariatul care să putea să înceapă cu Consiliul Județean. Apoi am încercat și am reușit să atrag câțiva oameni de mare valoare care să constituie, eu știu, o siguranță a Consiliului de Administrație pentru a adopta hotărâri corecte, eu știu, legale și benefice pentru ceea ce voream noi să realizăm aici. Așa am reușit să o lămuresc pe doamna Lola, da? O știți, nu? Care a fost avocată, Dumnezeu să o iei, da? Ocra, da? Familia Ocra, de fapt, da? Așa am reușit să-l atrag pe un om deosebit, așa, din punctul meu de vedere, domnul Goanță, Dinu, și am ajuns să fim, să constituim un acționariat care să poată să asigure garanția unor adoptări de hotărâri adoptate care să stea la baza, eu știu, dezvoltării și realizării unui transport civilizat. Au urmat ani grei. Foarte grei. Am fost pus în situația, nu se găsea motorină. Finanțele erau, financiare erau la pământ. Atunci exista subvenția pe bilet. Deci dacă mă duceam cu 13 călători sau 15 călători la Sfântul Gheorghe, aveam doar 13 lei. Deci acoperit de către stat, ceea ce era enorm de puțin. Cheltuielile erau foarte mari. În sfârșit, am ocazia aici să mulțumesc unui om deosebit care, pe lângă sugestiile care mi le-a dat așa, a și pus mâna, a și pus tot ce știa el să facă, așa, și e un om cu multă, multă experiență și care a fost mulți ani directorul general al Direcției Navale din Minister, domnul Cucu, care este astăzi prezent aici și care a reușit ca... ca în scurt timp să propună, nu știu, guvernului o hotărâre de guvern prin care s-a schimbat sistemul de subvenționare și el a devenit normal, cum este peste tot în lume, da? Acoperirea acestor cheltuieli, ca diferență între cheltuieli și venituri, s-a acoperit ca subvenție. Având și aceste, eu știu, fonduri și surse de finanțare, se punea problema acum ce facem cu flota. Era o flotă care era învechită, construită în anii 69, 70, 71, și care unii, cu bună dreptate atunci spunea că sunt sicrie plutitoare. Sigur că nu i-a convenit și împreună cu Consiliul de Administrație și cred că la fiecare, nu știu, frază ar trebui să le mulțumesc că au fost alături de mine, am propus să facem un program prin care să reabilităm toată flota care corespunde să poată fi reabilitată, bineînțeles. Domnul Angel de la, mă rog, Autoritatea Navală. Băi, oameni buni, trebuie să îndeplindiți condițiile europene, normele europene și așa mai departe. Țin să le mulțumesc că n-au cedat. Noi eram tentați să spunem, hai, domnule, mai dă-ne două, trei luni să navigăm, are, să mai facem ceva. Nu. Și ne-a prins bine și le mulțumesc din inimă. Și lor și celor de la Căpitanie, domnul Echim Fadei și celelalți din echipa pentru faptul că au fost nu exigenți, nu răi așa, ci au fost alături de noi ca să putem să realizăm un lucru bun și să nu facem, eu știu, lucruri de mântuială pentru o perioadă scurtă. Orice improvizație, știți cum e, se răzbună la un moment dat. Așa am reușit ca astăzi să avem toată flota care este în patrimoniul navrului, da? Reabilitate, pe excepția unei singure nave.
și poate și asta ar fi fost reabilitată, dacă aveam condiții. Trebuie să spun că durerea mea cea mai mare este legată de faptul că nu avem un șantier naval care să putem să avem garanția că oricând și ca, dacă este o avarie, dacă este o, mă rog, o perioadă când trebuie să ridicăm o navă pentru inspecție, da? Să putem să facem acest lucru. Avem un șantier naval pentru care Tulceni aici, mă rog, cam 2 sau 3 directori, dacă n-au fost sacrificați, nu? Pentru perioada cât a fost realizat și, mă rog, pus în exploatare. Avem siajul care este așa cum este, da? Avem la Sulina un șantier naval care este mort, da? Și efectiv, noi trebuie să ajungem la Galați, să ajungem la Brăila, să ajungem la Cernavod. Ceea ce înseamnă foarte mari cheltuieli, deplasări de oameni, timp pierdut, posibilități mai grele de a controla, de a verifica modul în care sunt realizate lucrurile respective. Cu toate astea, am făcut sacrificii enorme, enorme sacrificii și mulțumesc întregului colectiv de aici, poate succesul cel mai mare al Consiliului de Administrație a fost cel care a realizat o echipă foarte, foarte bună de conducere aici la navă. Am înțeles mesajul care l-am dat noi, am înțeles importanța socială, economică și strategică pe care o are această societate. Când spun economică, înseamnă că efectiv aducem valori destul de însemnate, atât prin veniturile proprii care le realizăm, cât și prin cele atrase. Ca subvenția, de exemplu, sau veniturile financiare și așa. De asemenea, când spun de funcția socială, mă refer în primul rând la ceea ce realizăm noi, transportul de pasageri. Că e ceață, că este, eu știu, furtună, că e ploaie și, sau eu știu, dacă sunt sloiuri pe Dunăre, da? Noi navigăm într-un cataclism, eu știu, natural sau de altă natură. Da? Noi avem capacitatea 2-3.000 de persoane să transportăm în câteva ore de la Sulina sau de la Sfântul Gheorghe, localitățile cele mai expuse la asemenea situații. Deci, faptul că echipa constituită aici a reușit ca programul care l-am stabilit și l-am aprobat în adunarea generală, în Consiliul de Administrație, este meritul lor, profesionalismul lor și trebuie să le mulțumesc și lor pentru ceea ce au făcut și au fost alături de noi. Au înțeles, încă o dată spun, mesajul pe care noi din Consiliul de Administrație l-am transmis. Sigur că nu au fost toate chiar așa lipsite de evenimente așa mai puțin plăcute. Am avut și situații când anumite, eu știu, persoane din colectivul acesta la Rom, mă rog, a încălcat niște reguli. Am fost nu exigenți, am fost foarte hotărâți. Aici n-are voie să se bea, n-are voie să se filmeze în timpul serviciului, deci sunt niște reguli elementare care s-au ceea ce este foarte important că întregul colectiv care acum lucrează la Navrum, aproape 200 de oameni, da? Navigatori, asigură prin profesionalismul lor, asigură continuitatea desfășurării activității încă pe cel puțin 10 ani. Am făcut o analiză a stării personalului calificat. Da? Și avem de acum încolo asigurați comandanți, timonieri, șefi mecanici, motoriști. Avem pentru cel puțin 10 ani, fără să mai facem nimic. Dar nu stăm așa. Acceptăm și pregătim, avem instructori pentru pregătirea mecanicilor, avem instructori pentru pregătirea la comandă. Deci, nu există om care să se înscrie la școala, la cursurile care se țin la Galați, să nu fie pregătit special de către acești instructori. Sigur, se pune problema, domnule, ce viitor avem? Și
cred că asta îi frământă și pe cei care sunt aici. Vreau să vă spun că dacă la început alături de noi a fost domnul Hristu, da? Și încă o dată nu mulțumim, nu știu ce să fac, plecăciune în fața dumneavoastră, că a fost alături de noi, domnule, a fost momentul cheie, dacă atunci nu era domnul Hristu, da? Și câțiva așa, pentru care și eu, Floda nu mai exista. Atât cum s-au terminat multe chestiuni în țară, când, eu știu, am făcut pe una unor oameni care n-au pus pasiuni în ceea ce fac, așa se întâmpla și aici. Începuse deja, eu știu, trendul ăsta de a da la fer vechi și am dat la fer vechi câteva nave, da, pe Istria, dacă aminte, Muntenia a fost vândută, cele rapide, Săgeata și încă una, da? Efectiv și ea era din aluminiu și s-a cumpărat lucrurile, da? Nu depindea de noi, a depins de Galas mai mult, dar oricum, ceea ce era nevoie a rămas aici. Sigur că pentru viitor, vă spun, dacă la început a fost domnul Hristu, acum l-am îndreaptat pe domnul Teodorescu. Și am încredere, cum am în mine, ceea ce ne-a promis, până acum s-a ținut de cuvânt. A stat la ușile miniștrilor, adică n-a stat acolo, bineînțeles, că nu stăm în președinte sau un ministru, nu? Dar, așa se zice mai pe termen popular, așa, a bătut în ușă, dacă l-a dat afară pe o ușă, l-a intrat pe acealaltă și de două, trei ori și a realizat ceea ce a vrut. În primul rând cu portul, cu drumurile, cu podul, cu toate celelalte. Deci, cum să nu te bucuri când ai un asemenea om în dreapta? Deci, efectiv, sunt conștient că lucrurile astea vor avea un viitor bine, bine, bine conturat. Deja noi am creionat un pic legat de flota, pentru că trebuie să ajungem undeva ca pe toate direcțiile de traseele care le avem, să avem curse zilnice. Aici e foarte important. Sigur că acum facem curse cu nava Banat sau Moldova sau Vrancea. Costurile sunt mai mari. De aceea, orientarea pentru diferența de nave care urmează să o realizeze Consiliul Județean se referă la nave rapide, da? De 50 de locuri, de 100 de locuri și care să preia fluxul ăsta când oamenii se grăbesc. Și eu, dacă ar fi să plec la Sulina sau la Gheorghe, prefer o navă rapidă decât una care, atunci când sunt legat de timp. Timpul, știți că ziua de azi foarte, foarte scurt. În momentul în care, știu, mă duc într-o croazieră sau vreau să fac drum din nostalgia copilăriei sau ceva, atunci prefer o navă din asta sau dacă am și bagaj mai mult. Da? Deci, cam ăsta va fi viitorul și vreau să vă asigur pe dumneavoastră care sunteți în echipa de la Navrom, cât și pe invitați care sunt alături de noi la această zi, că vom face tot ce este posibil, da? Să realizăm ceea ce ne-am propus și să realizăm așa cum trebuie, în mod, eu știu, cât mai rapid, dacă este posibil, ca calitatea serviciilor noastre să crească și prin operativitate și prin oportunitate. Nu numai, eu știu, să ne vădim că avem o navă, două, trei din astea care ajung în patru ore la dacă ar mai fi o dorință mea, dar aș adresa-o, eu știu, capitaniei portului din domnului Chimba. Partea de navigație pe canalul Sulina devine din ce în ce mai greoaie, din câte îmi spun, eu știu, comandanții și personalul navigant. De ce? Pentru că este o aglomerație foarte mare, se circulă haotic de foarte multe ori și a ajunge cu o navă să te întâlnești cu o șalupă rapidă sau să treci printr-o localitate unde embarcațiuni de mai mici dimensiuni sunt lăsate la mal sau, eu știu, acostate la mal așa, fără niciun fel de supraveghere sau de măsuri de protecție, da? Trebuie de fiecare dată să reduci viteza. Asta înseamnă timp. Înseamnă timp și călătorul de regulă trebuie să ajungă atunci când i-am promis că suntem la Sulina, aproape 4 ore sau 4 ore și jumătate. Deci, aici, dacă s-ar putea face, eu știu, o reglementare
obligatorie chiar și pentru locuitorii din localități, chiar și pentru cei care navigă pe aceste trasee. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici, alături de noi. Vă mulțumesc că vom fi în continuare împreună, da? Sunt convins de lucrul ăsta. Eu chiar la vârsta asta, mă rog, vă promit că și la peste 10 ani o să fiu aici ca să putem să sărbătorim 30 de ani de la realizarea acelui dezirat, ca apropo să fie atunci. Eu am pus un pariu cu domnul, de fapt, nu pariu, un angajament. Dânsul s-a angajat să rezolvi cu problema podului, da? Să rezolvi cu problema falezei și să rezolvi cu niște drumuri în județ, da? Și eu zic, domnule, eu aduc Navromul la Turcia. Și vreau să vă spun, și soția este aici, și, nu știu, partenera mea de o viață, doamna șefă contabilă, să vă zic, era o dorință noastră de a, ca Navromul să fie aici la Turcia și ca proprietate. Și am realizat lucrul ăsta, l-am realizat, cumpărând, Europa, cumpărând acțiunile respective, da? Și câteva nave care erau în acțiunile Navromului. Nu mi-a fost ușor, mai ales că banca e aici, mi se pare, domnul director Rusu, da. Pot să fac o glumă acum, pot să fac. Dar completată și cu esență de fundament. Da, aici vreau să ajung. Că altfel îți ia râs. Aici vreau să ajung. Deci a fost alături de mine când le-am spus, domnule, vreau 500 de mii, vreau cu tare, dar vreau în atâta timp. E, a făcut pe dracu în patru și, cum să zice așa, și a lămurit și pe cei de la București, a venit și doamna vicepreședintă aici de la a discutat cu noi, să vedeți că suntem oameni serioși și ne-a dat creditul respectiv. Da, domnul Rusu. Dar până nu mi-ați luat casa, carioaș, nu s-a acceptat. Deci, aveam asigurat, eu știu, protecția prin acțiunile de la Europa, prin hotelul Europa, prin celelalte nave. Tot, de 4-5 ori poate era valoarea mai mare de asigurare. Domnul, apartamentul, apartamentul este o masardare care a făcut-o cu un depozit la Curtea Societății. Da. Deci l-am pus și pe ăla, domnule. L-am pus și pe ăla. Deci sunt dator. Plus și mai am față de acționarul majoritar de la Navrom, pentru că 6 ani de zile am de plată. Dar sunt mulțumit că restul populației este mulțumită. Sunt mulțumit că și de asta sunteți mulțumiți și atunci e bine. Da. Eu vă mulțumesc și aș vrea să-mi permiteți ca, eu știu, prin hotărârea Consiliului de Administrație, noi am asigurat stimulente bănești pentru toți salariații de la Navrom, da? Și în același timp vrem să dăm și niște diplome care să fie drept mulțumire pentru ceea ce au făcut cei care au fost de la început în această societate. Deci toți cei care au fost în luna mai în societatea respectivă, în 99. Da? În luna mai, 99. Vor primi diplome de meu. Și în același timp aș vrea să-mi permiteți ca să onorăm și câteva persoane, instituții care au fost alături de noi atunci când ne-a fost mai greu. Să nu credeți că l-am omis pe domnul primar din acest speech al meu. Vreau să țin la urmă, pentru că de multe ori îmi dădeam telefon chiar duminica. Domnul dumneavoastră, știți, uitați, am autocarele, sunt acolo, nu? Dați-ne voie să intrăm pe faleză, dați-ne voie să facem cutare. Sau alte probleme, dar întotdeauna a fost alături de noi și mulțumesc și de-a această cale. Și nu, ceea ce vă promit eu, domnul primar,
dacă mai candidați și chiar vă cer să candidați, vă votez încă o dată. Dar știți de ce spun asta? Pentru că atunci când au candidat amândoi, și domnul Mihai și domnul... aveam obligații și respect pentru ambii. Dar i-a spus, domnul Mihai mi-e prieten de când a venit în Tuzi. Dumneavoastră, la viitoarea candidatură, și așa a fost, și a și câștigat. Eu și-a mei. Da, domnul Chichi, pe cine onorăm astăzi? Să știți că sunteți în apele teritoriale ale Navromului, așa că nu sunteți stăpâni pe programul dumneavoastră, așa că va trebui să-l faceți după cum vrem. O să acordăm aceste diplome pentru că avem colegi care pleacă în cursă. Noi avem 3 nave care pleacă astăzi. Da? Mai puțin, ca să elibera mai puțin aia de duminică, care a apărut în presă că nu pleacă duminică. În cauza presediciului. Dar n-am avut să-i povestesc. Cel mai tare m-a durut că mi-au schimbat partidul. Deci. Nu, domnul Chichi, aici a salut o greșeală, că s-au prins că m-a schimbat partidul. De când aștept să fiți pe teritoriul meu, domnul președinte? Domnul președinte, asta e meritul meu, că eu l-am atras. Cel mai important lucru să știți pentru toată echipa Navrom este că avem 26 de persoane care încă funcționează, încă lucrează în Navrom. Este, nu știu dacă sunt unități în orășelul ăsta, Societăți pe Acțiuni, în care oamenii sunt de la înființare în echipă. Da. Eu o să-i trec în... Da. Doamna Ivanov Mariana. Diploma de merit. Doamna Ivanov. Mi-a dat misiunea asta? Da. Doamna Ivanov este persoana în relație cu Ministerul în permanență, cu Direcția Economică. Să știți că face... Noroc că nu-i dau dumneavoastră. Mariana, și putem să doamna a rămas în poziție busolată, doar când strânge mâna sau sărută, e celălalt. Amețește. Amețește toată lumea. Doamna Ivanov, noi vă mulțumim. Să fiți sănătoasă. Domnul inginer șef, domnul inginer Matei Constantin. Doamna Popescu, Claudia Nișoara, este casiera noastră care este de atunci. Nișoara, română. Câți ani aveți? 12? Ne păstrăm? Ne păstrăm? Acum 20 de ani. Domnul capitan Corsei Alexandru. Domnul comandant. Felicitări! Domnul comandant Moldoveanu Valentin! Domnul comandant Năstase Sorin! Zi bun astăzi! Drum bun! Domnul comandant Susac Constantin! Domnul comandant Nisipeanu Daniel. Domnul ofițer mecanic Agache Marian. Șef mecanic Cristian Fănel. Fulger Marian.
armată de navigatori aici. Șef mecanic, instructor, domnul Grigore Tudor. Șef mecanic, Necula Ionel. Șef mecanic, Păun Doru Neculai. Șef mecanic, Coma Costică. Domnul Gâlcă, Emil Leonard. Domnul Morozan Costel. Șeful portului. Domnul Nino Falter. Domnul Paraschiv Denuț. Șef mecanic Ștefan Nicușor. Domnul Tăbăcaru Maricel. Domnul Petrencu Grigore. Ajută primul pensionar. Zis Negrișa. Să trăiești, Negrișa, să fii sănătos. Domnul Terente Nechita. Domnul capitan Frosa Ion. Gălățeanul nostru. Doamne, Răducu Mioara. Doamna este pensionar, Suvina, și ne bucurăm. Domnul director Cornea Petru. Doamna Lesnic Mariana. Domnul capitan Stroie Daniel. Domnul șef mecanic Leonte Ștefan. Pune la cap, mai zicea. Alexandru Mircea Cătălin. Doamna Cosma Olga nu este. Șef mecanic Denisiu Petre. Da, din păcate e netransportabil. Da. Am făcut și câteva diplome de onoare, domnul. Prima diplome de onoare, domnului Criscu Tutori. Bravo! Domnul, să mai ceva. Gata. În 1999, în Piața Navrome, are o semnificație mai deosebită. Este unul din singurii ani, eu consider așa, din 90 până în 2000, toată România, toți românii, toți consilierii, toți oamenii politici au luptat pentru o schimbare și pentru ceva mult mai bine. După aia s-au început și de moment ce începeam activitatea Consiliului Județean, se termina politica. Absolut în tot felul. Și atunci puteam găsi soluții pentru a face ceva bun pentru județ. De atunci au început discuții și alte lucruri. Să sperăm că ne putem aduna de nou să încercăm să facem ceva mai bine. Am observat de-a lungul timpului cum în județul Tulcea se practică o activitate de asta de a încerca să dăm activități benefice celor din afară, fără să știm că avem pe cei de aproape care și au experiență. Au dispărut constructori, au dispărut societăți de conserve și așa mai departe. Pentru că
Noi preferăm să se facă toate în altă parte, nu știu de ce. Cei care le dau, le dau greșe. Eu vreau să se gândească toată lumea, majoritatea de aici sunt dulceni, să-și dea mâna și să-și facă viața mai bună. Vă mulțumesc! Domnul Teodorescu Boria, care este alături de noi. Dar, în primul rând, domnule președinte Iancu, domnule Iancu, domnul director Chichi, domnule președinte al Consiliului Județean Șărițcu, ce contează titulatura române, domnule primar, doamnă și domnilor. Foarte frumoasă prezentarea domnului Iancu a istoriei de 20 de ani și ceea ce am remarcat eu destul de important acolo, au fost greutățile prin care s-au trecut. Ce înseamnă ca un om care are o țintă în viață și își propune să realizeze ceva, se bate, nu sunt mulți, să știți, în lumea asta, care și ia destinele unei societăți, se bate pentru destinele acelei societăți și până la urmă și reușește să facă, să împlinească un deziderat. Domnul Iancu, în istoria care a prezentat-o, a arătat că a reușit acest lucru și lucrurile se văd prin istoria de 20 de ani a ceea ce s-a întâmplat. O altă frază importantă sau care mi-a plăcut foarte mult a fost aceea că Navromul este sângele. Sângele care transportă celulele și vitaminele. Celule fiind oamenii și vitamine fiind mâncarea și alte materiale care se duc în Delta Dunării. Este plastic spus și foarte frumos spus pentru că așa este. Ar fost aproape imposibil o viață în Delta, dacă în anul, acum 20 de ani, nu erau oamenii care și-au dat mâna și care au fost enumerați aici ca acest lucru să se întâmple. Există o legătură biunivocă între ceea ce înseamnă Navrom Delta și instituțiile județului. Oricare ar fi ele, Consiliul Județean, Primărie și altele care sunt în subordinea Guvernului și mă refer în subordinea Prefecturii, oricare ar fi ele. Pentru că, dacă ne gândim, și domnul Iancu a punctat câteva lucruri aici, conectivitate, ce înseamnă portul Tulcea, portul Sulina, toate și multe altele sunt într-o fază avansată de implementare, ceea ce odinioară multă lume credea că nu se poate întâmpla. Iată că se întâmplă. Și un alt lucru pe care domnul Iancu l-a punctat aici este că ne zbatem să creem acea flotă a lui Navrom Delta mai flexibilă, bineînțeles, pentru Navrom Delta, tot prin proiecte europene, pe dimensionarea unor nave care să facă un flux mai rapid al pasagerilor către Delta și dinspre Delta către uscat. Sunt lucruri care vor lăsa amprente, sunt lucruri fără, care nu se puteau face fără istoria pe care a făcut-o acești oameni, bineînțeles, domnul Iancu fiind prima vioară, ființarea acestei structuri la Navrom Delta privind transportul, oricare ar fi el în Delta Dunării. De aceea vreau din tot sufletul, nu 20 de ani, domnul Iancu, să dea Dumnezeu să vă dea putere să mai putem duce și implementa mai departe ceea ce am discutat, că așa este, am avut un fir, o înțelegere verbală și am luat sarcini la un moment dat, unul pentru ceva, doar la un pahar de apă plată ne-am spus domnul Iancu ce am avut de spus și ce vreau să fac, domnul Iancu a spus, eu vreau să fac asta. Și a mai spus domnul Hriscu o frază, nu știu cât de mult a fost înțeleasă aici, ar trebui să fim mai patrioți noi, turcenii cu noi. Este foarte important ce spun acum. Noi cei care suntem aici, noi am fost un ținut și eu am responsabilitatea cuvintelor, un ținut din care alții și-au tras foloase. Ar trebui să ținem mai mult la ograda noastră și așa cum domnul Iancu a reușit să aducă la Tulcea Navrom Delta, așa cum noi am reușit să aducem portul înapoi la Tulcea, gândiți-vă câte sunt
în altă parte, care lucrează pentru alte zone ca beneficii, nu pentru noi cei din Tulcea. Și vorbim de lucruri mari, care aduce de altfel o bună stare județului nostru. Tot tulceanul, cred că va trebui odată cineva să explice cum ar trebui să, ce comportament ar trebui să avem noi toți, până la urmă, pentru a readuce înapoi ceea ce este al nostru. Că este al nostru, este pe teritoriul județului Tulcea. Nu este nici la Constanța, nici la Galați, nici la Brăila. Nu vreau să intru în profunzime, că probabil aș crea turbulențe. Felicitări, multă sănătate, domnule Iancu, domnule Chichi, la mulți ani și tot ceea ce vă dorim. Succes în ceea ce faceți. Domnului primar, Foggia Constantin. Aș vrea să încep cu o remarcă a domnului Iancu, laudativă în partea dreaptă a domniei sale și îmi pare rău că nu m-am așezat-o în dreapta că am venit prim. Dar vede că n-am fost inspirat. Și mai sunt gelos dintr-un punct de vedere, domnule, când vorbește președintele, cel puțin 5-6 aparate de fotografiat îl pozează. Pe mine nu vrea să mă pozeze nimeni. Asta e. Nu e niciun fel de problemă. Prezența mea astăzi aici, știți că se datorează unui gest de curtoazie al domnului Iancu, pentru care îi mulțumesc. Pentru că meritele mele în ceea ce aniversăm astăzi sunt foarte mici. Pentru că, odată, la momentul 99, eu am viceprimar al municipiului Tulcea, dacă cineva trebuia nominalizat din vremea respectivă și sunt convins că s-a făcut, este domnul primar Nicolae Mihai, pentru că domnia sa era atunci primarul municipiului și sunt convins că a avut tangențe și merite mult mai mari, măcar din punct de vedere moral, în ceea ce înseamnă înființarea acestei societăți. Am legat de niște propuneri și scoruri electorale. Vreau să vă spun că în 2000, când am candidat eu cu domnul Mocanu Constantin, fiind cei doi viceprimari, îmi permis să spun, al maestrului Nicolae Mihai, să știți că în sondaje nu era pe primul loc nici eu, nici Mocanu. În sondaje era în continuare Mihai Nicolae. Faptul că domnia sa a avut înțelepciunea, eleganța, să ne spună, domnule, mă retrag, intrați voi în competiție, este un gest rar pentru un om politic actualmente în România. Aplauze pentru Nicolae Mihai. Bun, deci din momentul 99 ați văzut cu foarte multe suișuri, coborâșuri, tot felul de probleme. Era, cum a spus și domnul președinte Florin Hrițcu, și domnul Iancu, un moment extrem de delicat, extrem de greu. Evident că prin acumulări în timp, prin foarte mult efort, prin foarte mulți neuroni care au fost uciși și care nu se mai nasc niciodată, și prin coagularea foarte multor instituții și oameni, iată că am ajuns la 20 de ani de funcționare acestei societăți. Unii n-au fost fericiți că există această societate și îndrăznesc să spun că unii nici acum, foarte puțin, nu cei din sală, nu sunt foarte fericiți de succesul acestei societăți. Și știm foarte bine la ce ne referim. S-a invocat aici saga colaborării cu Galați. Nu a fost foarte bună și nici nu este foarte bună, din păcate. Pentru că, în continuare, Galațul manifestă tendința de a gestiona pe cât se poate și ce a mai rămas din municipiu, da? Iar noi să fim undeva cei doar care livrăm chiria, livrăm tot ce înseamnă inputurile financiare și îmi pare rău că trebuie să o spun, nu am nimic cu locuitorii orașului, nu
de fiecare dată ne-au considerat un gen de suburbie a lor, ceea ce este cu totul și cu totul neadevărat. Mă bucur că în final, iată, există această independență, inclusiv prin faptul că Navromul este aici al nostru, al orașului, și este foarte bine că se întâmplă acest lucru. Meritul în mod deosebit al funcționării acestei societăți, dacă ne referim la o instituție publică, evident, nu este sub nicio formă a primăriei, ci este a Consiliului Județean, ocazie cu care felicit și mulțumesc pe toți cei, începând cu domnul președinte Florin Hitzcu și terminând cu domnul președinte Horia Tăgărescu și evident toți ceilalți care până la urmă au înțeles să sprijine în calitate de acționar această societate. Meritul nu al primarului Hogea, al primăriei, este că doar a mai schimbat, zic eu, într-un sens pozitiv, niște vecinătăți din zona de plecare a navelor. Dacă ne uităm pe faleză, partea din stânga, partea din dreapta, ce se întâmplă, cele două clădiri, nu vreau să le numesc, că sigur o să zică unii că e acționar și acolo și acolo, și mă feresc să nominalizez acest lucru, da? Dar mi-aduc aminte în perioada 2000-2004 cum arăta zona asta dintre autogare și următoarea instituție, unde era un cordoneală de tot felul de chioșuri care vindeau, îmi cer scuze, începând de la chiloți, vată de zahăr, cretă, săpun, pâine și o întreagă nebunie. Aici cred eu că primăria a avut un oarecare merit, cred totuși o altă vecinătate legată de ceea ce se întâmplă aici. Șansele și premisele dezvoltării acestei societăți sunt clare, da? Domnul Iancu este optimist și are și motive să fie optimist și sunt convins, cel puțin, eu sincer mă rog la bunul Dumnezeu, ca peste 10 ani, domnul Iancu, la fel de pedant, cum îl știm, să fie alături de noi aici, zic că ce mai faceți, bă, băieți? Iată că am mai trecut 10 ani, hai să stăpânim o dată! Domnul Strat Vasile. Nu a fost el trădătorul, nu? Nu este aici, să știți. În obiceiul lui. Trebuie să limit asta. El cu tot partidul a votat pentru. Domnul Mihai Nicolae. Era unul de la domnul Coanță Cezar. Stimă deosebită și... Dar vă rog două cuvinte și... Da, 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 toată lumea a vorbit de domnul Iancu foarte frumos. Subscriu la toate cuvintele frumoase care s-au spus aici de către toți antevorbitorii. Consider că mă fac agreant de toată lumea, spunându-vă că și noi, acționarii, și toți colaboratorii societății, trebuie să-i mulțumim domnului Iancu pentru viziune, pentru încrederea care a avut-o în propriile forțe, pentru clar viziunea de a vedea posibilitatea dezvoltării acestei societăți și nu în ultimul rând pentru pricepere și tenacitate. Voastră și nu mai duc acasă. Spuneam că următoarea diplomă se acordă un om pentru care am o stimă deosebită și recunoștință, o încredere deosebită în dânsul. Oricând am cerut o mână de ajutor, a spus prezent și cu multă profesionalitate, cu multă dragoste și înțelegere a fost alături de noi. Domnul Cucu Șerban. Thank you.
mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate. Doriți să spuneți ceva? Nu. Vreau să vă dau ceva. Chiar că nu mă ajung acasă cu emoții. Do- care... Domnul președinte, noi n-am tipărit cu diplomă pentru domnul Iancu. Domnul Iancu, dar am găsit un simbol al navigatorilor. Aici e un colac de salvare. Da? Și scrie 1999-2019, da? Un simbol al navigatorilor. Ancora o să vă dăm peste 10 ani și o plachetă a noastră care să stea pe biroul dumneavoastră. Și noi vă mulțumim foarte mult. Această lucrare m-a lucrat. Deci vă mulțumesc mult pentru cuvintele adresate frumoase, bineînțeles, care sunt emoționante, sunt între meritate, altele supra-evaluate, mă rog, dar cred că, mă rog, ele pot fi transmise de la mine și celorlalți din, eu știu, personalul Navromului, pentru că, închipuiți-vă singur, n-aș fi putut să fac nimic. Sunt emoționat atunci când intru în sala mașinilor și văd pe cineva că repară ceva acolo cu multă dragoste, cu multă profesionalitate. Sunt emoționat și plăcut, impresionat când văd comandanții în uniformă, când văd oameni în uniforme, când sunt curați și când, eu știu, sunt atenți față de pasageri. Asta e mulțumirea care o primesc, asta e plata pe care o primesc cu mare, mare, mare plăcere. Au încercat unul dintre dumneavoastră în timp. Nu sunteți prezenți aici, nu sunt prezenți aici. Când credeau că intrarea la Navrom e pe plic, pe nu știu ce, pe acolo. N-a ținut și cred că v-ați convins și cei care sunt aici de așa ceva. Da? La Navrom se intră numai dacă știi să-ți faci datoria cum trebuie, dacă înțelegi misiunea care o ai față de oameni din Delta, care sunt, cum să spun eu, niște oameni aparte. Numai cine a trăit între ei, măcar o lună, două de zile, să le înțeleagă nevoile, să le înțeleagă modul de trai, să le înțeleagă modul de mentalitatea lor. Atunci poți să știi ce trebuie să faci pentru ei. Numai așa se poate. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru prezența dumneavoastră aici. Cei care pleacă în cursă, la muncă. Vă mulțumim pentru că ați fost aici, da? Și ceilalți se rămân pe navă pentru că o să mergem un pic, să facem loc să intre altă navă aici, știți? Să pleacă pe și duminică să pleacă în cursă, nu? Da. Iar ne întoarcem la două fără un sfert, pe un tip acostați în oraș. Da? Vă mulțumesc pentru o dată.